pentru că ați vorbit de demnitate, domnule ministru, să știți că noi înțelegem foarte bine și jurământul pe care l-am depus și activitatea și toate atribuțiile pe care le avem. Vă fac o propunere să faceți la Ministerul Mediului demersuri să se ridice acea restricție de interzicerea vânării canivornelor mari, pentru că asta a generat în principal problemele care s-au soldat, iată, și cu victime umane și cu victime colaterale, cum este colegul nostru, prefectul de Harghita, pentru că dacă dumneavoastră veți continua, așa cum am citit în presă, demersurile în a-l demite, vă rog să mă demiteți și pe mine, pentru că nici eu n-aș fi putut să fac mai mult într-o astfel de situație. În această situație în care suntem noi astăzi, nimeni nu se poate apropia de un urs rănit fără să-și pericliteze viața, și așa cum este acum, un medic veterinar sau un asistent veterinar nu poate să se apropie de un urs rănit. Doar dacă ne transformăm noi prefecții în Sandokan sau în Tarzan și ne luăm această sarcină să tranquilizăm ursul.